V-ați simțit vreodată epuizat și fără energie, chiar dacă ați dormit excelent? Ei bine, nu sunteți singuri. Aproximativ 42% din populația adultă suferă de cel puțin o condiție cronică asociată cu inflamația. Astăzi vom explora cauzele, simptomele și soluții pentru această problemă de sănătate omniprezentă și anume inflamația. Aceasta poate cauza o mulțime de probleme de sănătate, precum dureri cronice de cap, dureri de spate, articulații, artrită, probleme cardiace și diverse condiții cronice. Din cauza acestor probleme, pacienții ajung adesea să facă repetate vizite la medic și să efectueze diverse analize, dar fără a obține rezultate concrete. Acest lucru se întâmplă pentru că în spatele acestor probleme se ascunde adesea inflamația. Ținând cont de faptul că 4 din 10 persoane suferă de inflamații cronice, e bine să învățăm cum să reducem natural inflamația prin metode simple și eficiente, care sunt la îndemâna oricui și astfel să scăpăm de dureri și probleme de sănătate cauzate de aceste inflamații. Salutări din Chicago, sunt Cipri Kaiser și vă spun bun venit pe canalul meu, loc în care veți putea afla o mulțime de lucruri care vă pot schimba viața în bine, așadar vă invit să vă abonați chiar acum pentru a primi postări noi în viitor. Revenind la inflamație, e bine să știm că inflamația este răspunsul natural al corpului la leziuni. Este ca un semnal de alarmă care spune corpului să înceapă procesul de vindecare, dar când acest semnal de alarmă rămâne pornit prea mult timp, poate provoca probleme de sănătate cronice. Deci, inflamația are un rol benefic atâta timp cât nu este o inflamație cronică, sistemică, ci doar locală și acută, adică temporară, cu rol reparator. Aceasta este un răspuns natural al organismului atunci când ne ardem, ne tăiem sau ne lovim. Globulele albe vin în acea zonă pentru a repara problema care a apărut. Atunci, zona se umflă și poate deveni roșie sau dureroasă sau chiar poate să apară o încălzire locală a acelei zone afectate ca răspuns al inflamației. Acest tip de inflamație acută este absolut normal și nu ar trebui să ne facem niciun fel de probleme în această direcție. În videoul de azi nu voi aborda inflamația acută, ca reacție la astfel de accidentări, ci inflamația cronică, de care oamenii pot suferi în mod constant luni sau chiar ani de zile dacă nu se iau măsuri corespunzătoare, pe care am să le prezint chiar în acest episod. Dar haideți mai întâi să vedem prin ce se caracterizează această inflamație cronică, unde se instalează și ce simptome poate da pentru a putea identifica mai corect. Adesea, persoanele afectate de inflamație cronică suferă de lipsă de energie și oboseală cronică care nu se îmbunătățesc cu odihnă sau dureri difuze în mușchi, în articulații, balonare, constipație, diaree și sindromul de colon iritabil, erupții cutanate, eczeme și alte probleme de piele, care sunt de asemenea simptome comune pentru inflamație. Mai rar, inflamația cronică poate cauza și febră ușoară și persistentă. Tot inflamația cronică poate cauza și dificultăți în pierderea greutății sau în creșterea în greutate fără o aparentă cauză. Infecții repetate și chiar anxietate și depresie și probleme de concentrare. Acum, haideți să vedem care sunt cauzele inflamației cronice. Practic, cauza principală a apariției inflamației este alimentația. Dieta zilnică joacă cel mai important rol în inducerea sau reducerea inflamației. Dintre toate alimentele, zahărul și alimentele bogate în zahăr, carbohidrați, amidon și gluten sunt cauza numărul 1 care generează inflamații în organism la nivel mondial. Un alt produs pe care îl consumăm adesea și care cauzează inflamații este laptele și mai concret laptele de vacă. Este bine cunoscut faptul că foarte multă lume are intoleranță la lactoză și aceștia pot să consume lapte de soia, lapte de migdale sau de orez sau alte tipuri vegetale. Mâncările ultraprocesate și consumul de fast foods în general sunt asociate cu creșterea inflamațiilor din organism. Maltodextrina și uleiurile rafinate din comerț, care sunt bogate în omega-6, sunt de asemenea cauzatoare de inflamație cronică. Ar fi mult mai bine să folosim grăsimi saturate în locul uleiurilor vegetale rafinate din comerț. Este posibil să consumăm zilnic lucruri care sunt aparent sănătoase și să credem că ne facem un bine sănătății, spre exemplu, banane sau mere dulci. Dar pentru că acestea conțin o cantitate mare de fructoză, ne putem trezi cu boala ficatului gras și inflamație cronică. Unele persoane mănâncă pâine integrală pe considerente că aceasta ar fi mai sănătoasă, dar și aceasta produce inflamație. Aceasta se datorează faptului că are o cantitate mare de carbohidrați și gluten, care cauzează probleme la 90% din populație. La unii, problemele sunt mai serioase, cum ar fi cei care au alergii la gluten. La alții, problemele sunt mai subtile, gen diabet, probleme circulatorii,
inflamații și imunitate redusă. Sunt multe persoane care nu consumă pâine, ci o mulțime de cereale, considerând că acestea sunt mult mai sănătoase. Cerealele, care sunt făcute din făină, sunt carbohidrați rafinați nesănătoși pentru organism, în special pentru diabet, intestine și ficat. Adesea, consumul pe termen lung de cereale standard din comerț poate crea multiple probleme de sănătate, printre care probleme cardiologice, diabet și boala ficatului gras. Din ce cauză? Pentru că aceste cereale au un indice glicemic ridicat, ceea ce înseamnă că determină creșteri rapide ale nivelului de zahăr din sânge, care adesea duc la inflamație cronică. Una dintre principalele modalități prin care cerealele contribuie la inflamația cronică este prin procesul numit glicație. Atunci când moleculele de zahăr se leagă de grăsimi, proteine, ARN și ADN, se formează compuși toxici numit AGE-uri, produse finale de glicație avansată, iar AGE-urile sunt asociate cu inflamația și stresul oxidativ ridicat în organism. Vreau să precizez că multe cereale pentru un micul dejun conțin zahăr adăugat în procesul de fabricație. Consumul excesiv de zahăr afectează procesarea insulinei și poate duce la inflamație. Unele cereale pe care copiii și le doresc dimineața să le mănânce sunt făcute din făină de grâu, care poate crește permeabilitatea intestinală. Acest lucru permite moleculelor să treacă prin mucoasa intestinală și să intre direct în organism, declanșând un răspuns imunitar și inflamație, și așa numită boala intestinilor permeabile sau leaky gut disease. Cerealele populare care îl plac adesea la copii conțin aditivi alimentari potențial dăunători precum BHA și BHT, care sunt adăugați pentru a prelungi durata de valabilitate și conțin de asemenea coloranți artificial cu potențial toxic. Dr. Stephen Gundry, un cardiolog american și autor al cărții The Plant Paradox, prezintă în cartea sa problemele de sănătate potențiale asociate cu lectine, care sunt un tip de proteină găsită în multe plante. Conform cercetărilor lui Dr. Gundry, lectinele pot fi dăunătoare deoarece pot contribui la inflamație și alte probleme de sănătate atunci când sunt consumate în cantități mari. Lectinele, care sunt prezente într-o varietate largă de alimente, inclusiv în cereale, pot cauza probleme digestive și pot contribui la condiții precum sindromul intestinului permeabil și boli autoimune, conform cercetărilor făcute de Dr. Gundry. El pledează pentru o dietă fără lectine, care implică evitarea alimentelor bogate în lectină, cum ar fi cerealele, fasolea și anumite legume bogate în lectine, precum vinete, ardei și roșii, cele din categoria nightshade, care au sâmburi similari. Stresul este de asemenea asociat cu inflamația, pentru că stresul impactează nivelul de cortizol, care la rândul lui dezechilibrează sistemul imunitar, lucru care ulterior poate duce la inflamație. Atât excesul de cortizol, cât și o cantitate prea scăzută de cortizol cauzată de stres cronic poate duce la inflamație. Rezistența la insulină dobândită prin consumul de chipsuri, snacks-uri și diverse gustări între mese poate cauza inflamație și dureri în articulații. O simplă dietă ketogenică poate scădea rezistența la insulină instaurată și de asemenea inflamația în întreg organismul. O altă problemă care cauzează inflamație ar putea fi micile gustări dintre mese care stimulează în mod repetat producția de insulină și nu dau repaus ficatului, pancreasului și sistemului digestiv în general. Aceste stimulări prea dese cu gustări bogate în carbohidrați sunt adesea o cauză a apariției inflamației din organism, mai ales dacă aceste gustări includ alimente ce conțin făină sau zahăr. În mod normal, corpul are nevoie de un repaus digestiv, ideal 8 ore între mese, timp în care nu mai consumăm absolut nimic. Orice mică gustare va reporni digestia și secreția sucurilor gastrice. Se poate consuma apă și eventual ceaiuri neîndulcite pe perioada dintre mese. Un mic biscuit sau o felie de măr sau portocală va reporni digestia și va da peste cap ritmul digestiv. Unele persoane consumă diferite fructe uscate între mese ca să fie ceva mai sănătos, însă cel mai adesea fructele uscate sunt bombe calorice, adică au un conținut foarte ridicat de carbohidrați, de zahăr. Un alt aspect care joacă un rol important în reducerea inflamației este exercițiul fizic zilnic. Ideal ar fi să facem măcar 10.000 de pași pe zi. Putem folosi telefonul sau smartwatch-ul care ne măsoară câți pași facem zilnic. Ar fi bine ca măcar 40% din acești 10.000 de pași să fie făcuți în ritm alert, dacă sănătatea ne permite să facem acest lucru, bineînțeles. Mișcarea și exercițiul fizic ajută la buna drenare a ganglionilor limfatici, care de asemenea ajută la scăderea inflamației generale. Lipsa unei oxigenări adecvate, sleep apnea sau
hipoxia pot facilita apariția inflamației cronice. Problemele de vezică biliară, probleme cu fiera și o drenare dificilă a acesteia pot duce la inflamație și dureri de umeri și de gât. O altă cauză a inflamațiilor din corp poate fi propriul nostru microbiom, adică propriile noastre bacterii intestinale, mai ales atunci când balanța normală a acestora este dereglată. Când avem un număr prea mare de bacterii toxice în organism, acestea pot cauza inflamație. Reglarea bunei balanțe a microbiomului intestinal se poate face prin eliminarea bacteriilor rele, prin metodele pe care le-am discutat în episodul intitulat Scapă de probleme intestinale și dureri abdominale prin terapii naturale, în care am prezentat remedii rapide pentru colite, infecții SIBO și alte probleme cauzate de bacterii rele intestinale. O altă metodă de a corecta buna balanța microbiomului intestinal ar fi prin suplimentarea cu probiotice de calitate și, bineînțeles, eliminarea consumului de zahăr, făină și alimente care conțin făină. Acidul uric este de asemenea un inflamator. Acesta cauzează creșterea tensiunii arteriale și apare prin consumul unor cantități mari de fructoză sau sucuri și produse comerciale ce conțin sirop de porumb bogat în fructoză, high fructose corn syrup. Excesul de acid uric se poate regla printr-o restabilire a microbiomului sănătos intestinal, în special a bacteriilor de tip Bifidus și Lactobacillus, și sunt multe studii în această direcție. Inflamația cronică este o inflamație ascunsă, dacă pot să spun așa, dar care poate duce la probleme cardiologice, Alzheimer, depresie, anxietate, deficit de atenție, inflamații ale creierului, boli autoimune, astm, alergii, probleme intestinale, diabet și chiar și cancer. Inflamația dereglează întreg organismul și crește rata de îmbătrânire considerabil. Unii oameni cred că dacă iau aspirină sau antiinflamatoare, rezolvă problema inflamației sistemice. Toate aceste antiinflamatoare pe care le găsim la farmacie sunt binevenite pentru inflamații acute, de scurtă durată, provenite în urma unor tăieturi, arsuri sau viroze. Însă, când vorbim de inflamație cronică pe termen lung, toate aceste medicamente nu sunt de folos și nu este bine să le luăm pe termen lung, pentru că toate aceste medicamente antiinflamatoare aduc cu ele efecte adverse. Acum haideți să vedem cum ne putem da seama dacă avem inflamație. Se poate face testul interleuchinei 6 și testul proteinei reactive C. O valoare a testului proteinei reactive C sub 1 denotă lipsa inflamației din organism. O valoare între 1 și 10 indică prezența inflamației. O valoare peste 10 indică infecție în organism. Pentru a reduce inflamația avem nevoie de alimente cât mai naturale, lipsite de zahăr și cu conținut cât mai scăzut de carbohidrați și cât mai puțin procesate, bogate în fitonutrienți, fără uleiuri rafinate de tip omega-6 care cauzează inflamații. Pentru a reduce inflamația este important să consumăm ulei de tip omega-3 sau să mâncăm sardine, hering, somon, ulei de pește, ulei de in presat la rece, ulei de avocado sau avocado, ulei de măsline extra virgin, presat de asemenea la rece, dar în moderație. Somnul adecvat, relaxarea și buna dispoziție sunt de asemenea esențiale pentru a reduce inflamația. Suplimentarea cu vitamina D3, care este unul dintre cei mai puternici antiinflamatori, de asemenea vitamina B12, vitamina B3, vitamina E de tip tocotrienol, am discutat despre asta în episoade precedente, toate acestea ajută la reducerea inflamației. Postul și postul intermitent sunt extrem de importante și eficiente în reducerea inflamației din întreg organismul. De asemenea, consumul de salate verzi, în special cruciferele, ajută la reducerea inflamației. Și nu în ultimul rând, dieta keto este excelentă în reducerea inflamației. Sper că toate aceste informații să ajute pe cât mai multe persoane care suferă de inflamații. Vă mulțumesc mult pentru atenție și vă doresc multă, multă sănătate. Dumnezeu să vă țină sănătoși pe curând!